Bună tuturor! Salutare tuturor! Astăzi e o zi frumoasă de duminică. Exact. Și ne-am gândit să facem acest video în care să vă prezentăm o paralelă, ca să zic așa, între Bali și Filipine. Având în vedere că acestea au fost cele două țări pe care le-am vizitat noi de când ne-am dat demisia. Și chiar vorbeam zilele trecute, ne uitam pe niște fotografii și ne aduceam aminte ce frumos era să călătorești. Acum suntem aici în carantină și sperăm că aceste informații pe care vi le vom oferi noi să vă ajute, nu știu, când se va putea călători din nou, să vă faceți o idee. Și ce vom spune noi acum este strict așa cum am văzut noi lucrurile și călătorind low budget. Exact. Că oricine altcineva poate avea o părere diferită. Corect. Da. Putem da drumul la comentarii fără discuții. Și să povestiți și unde am fost, facem un review. Păi da, hai să spunem prima oară de Bali. Da? Am fost în Bali, am ajuns la începutul lunii februarie, am stat 2 săptămâni în Ubud. Da. Acolo am vizitat, am fost la Monkey Forest, am fost pe la niște cascade. Am fost la Bali Pulina. La Bali Pulina, de-am băut cafea, aceea de luac, care se zice că e cea mai scumpă din lume. Am văzut procesul de facere a cafelei, când de la boabele pe care le mănâncă acel animaluz luac până când iese cafeaua. Da, am și gustat cafeaua. A fost interesant, da. Și ne-a plăcut foarte mult Bali, în special Ubudul. Am închiriat și un scooter și am mers foarte mult cu scooterul, adică am hoinărit prin împrejurimile Baliului, prin împrejurimile Ubudului, să spunem. A fost foarte frumoasă experiența, da, foarte frumoasă, foarte naturală, multă verdeață, multe plantații de orez. Ne-am oprit, am făcut poze, am făcut videouri. Vă uitați în videourile noastre din urmă, din Bali, că o să descoperiți lucruri frumoase. Am stat 2 săptămâni în Ubud, pe urmă am mers în Lombok, în Kuta din Lombok. Iarăși acolo am avut câteva experiențe foarte, foarte minunate. Am optat acolo, toată lumea când ajungi pe Lombok se referă să mergi în cele trei populare, să spunem, giliuri. Da, numai că noi n-am ajuns. Da, toată lumea, acela este obiectivul principal. Noi am vrut să-l sărim făcând altfel de lucruri, mergând în niște sătuce tradiționale din Lombok, unde trăiesc localnicii de sute de ani, autentic. Da, sunt sătucurile Sasak, se numesc. Sătucurile Sasak, exact. Au fost niște experiențe deosebite și unice, putem spune. Am și filmat ne-am prietenit cu un localnic dintr-unul dintre sătuce, care ne-a și prezentat, ne-a dus la familia sa, am mâncat împreună. Da, a fost o experiență. A fost foarte, foarte frumos. Deci, într-un final am rămas prieteni, suntem prieteni acum pe WhatsApp, el nu are Facebook, are doar numărul de WhatsApp și am trimis filmările cu noi. Foarte, foarte. Și aș vrea să specific aici, el este oarecum un partener al municipalităților, să spunem, din Indonezia. Chiar președintele indonezian a fost invitat în acel sătuc de la ei, Sasak Village. Da, anul trecut. Ende Sasak Village. Și acest tip, cum îl cheamă? Embar. Embar, exact, nu mai mi-aduceam aminte. Acest tip îi place atât de mult viața simplă și viața pe care o petrece el acolo, încât a fost invitat de președinte să țină diferite discursuri și, mă rog, să participe la diferite programe, adică să iasă din sătucul lui și să meargă în capitală, în alte insule, pe alte insule, și a spus: nu, mulțumesc, eu nu merg, nu am nevoie, mi-e bine cum sunt aici. Cu cât am trăiesc, ei acolo își confecționează și tot ce fac prin acele sătuce, mai și vând turiștilor care vin să-i viziteze, din aia se susțin, practic. Ei nu au venituri
nu muncesc, nu sunt angajați efectiv, cum suntem noi obișnuiți. Da, vedeți mai multe informații. Da, vedeți în acele videouri că au fost niște experiențe foarte, foarte minunate. Pe urmă, din Lombok am mers în Nusa Penida, am stat acolo 3 nopți, mi se pare. Da, am avut 2 zile full în care am avut 2 zile full și acolo închiriind scooter și tot așa am mers la câteva obiective pe care le cunoaște toată lumea care merge în Bali, să spunem. Am mers la Klinkin Beach și la Thousand Island View. Sunt cele mai importante obiective acolo, dar exact. Să știți că a fost puțin, că am stat doar 3 nopți. Da. Am fi vrut să mai luăm un pic la pas, să trebuia cel puțin zona. 5 nopți. Dacă mergeți, aveți șansa să mergeți pe Nusa Penida, dar trebuie cel puțin 5 nopți ca să se să așeze lucrurile, să se digere, să primiți informația corectă. Noi am fost pe fugă și ne pare rău acum, dar mai ne reîntoarcem. Să organizăm, da. Mai ne reîntoarcem. Da, și pe urmă ne-am întors din nou pe insula principală, pe Bali, și am mai petrecut încă o săptămână aproximativ în Kuta, de această dată la plajă. Și să vă spunem drept, ne-a plăcut absolut deloc. Da, încă o dată repetăm, este părerea noastră, foarte aglomerată Kuta, foarte turistică. Își pierde din farmec. Kuta nu e Bali, asta a fost impresia. Chiar avem un video, Kuta nu este Kuta. Bali, exact. Da, deci nu ne-a plăcut. Pe lângă asta, plaja a fost o singură dată, am văzut apusul și era mizera. Bine, te rog. Și pe 29 februarie am ajuns în Exact. Pe 29 februarie, da, am ajuns. Am fost tot așa, 3 nopți am stat în Manila, am avut 2 zile în care am... Full, am gustat puțin din zumzetul Manilei, putem este spune. Este foarte aglomerată și murdară, dar nouă ne-a plăcut și cred că orice oraș din lumea asta, cât ar fi de aglomerat, merită o șansă. Da, cel puțin în metropolele mari, într-adevăr, n-ai cum să... Sunt și părți bune și părți negative, că nu are cum. Dar am văzut Manila. Da, ne-am făcut, Filipine, să nu ne-am făcut o idee foarte bună stând acele 3 nopți în Manila și am stat chiar într-un cartier de localnici unde am avut locația. Foarte frumoasă experiență. Da, am stat în San Juan, am stat în cartierul de unde a început coronavirus, acolo a fost primul. În Filipine, da, exact. După ce am plecat noi, a început potopul în Filipine, da. Apoi am mers în Palawan. Palawan mi-a plăcut. Da, e senzațional. Am fost prima oară în El Nido, cred că am stat vreo 5 nopți sau 6 acolo, da. Mm-hmm. Am făcut turul la. Vă putem spune că merită acel tur din plin, fără regrete, exact, foarte frumos. Că e mai scumpuț. Am rămas doar cu câteva poze de pe Seven Commandos Beach și pe acolo, pe la Blue Lagoon, ceva poze făcute cu telefonul. Am închiriat un caiac, adică foarte frumos. A fost o zi plină. Apoi am vizitat plajele de prin El Nido, am luat-o ușurel la pas pe străzi, am mâncat iarăși printre localnici și vrem să vă spunem că și El Nido e destul de turistic. Nu ca Bali, dar acolo chiar am văzut mulți turiști atunci când am fost noi. Pe urmă am mers vreo 3 zile în San Vicente, care este un sătuc ce se află în apropiere de Port Barton, cred că e mai cunoscut Port Bartonul, care noi n-am ajuns. Foarte multă lume merge în Port Barton. Merge în Port Barton, dar de fapt frumusețea reală și autentică a locului cu plajele acelea virgine se găsește în San Vicente. Și nouă ne-a plăcut mai mult pentru că nu mergem în locurile unde sunt foarte mulți turiști. Adică dacă avem de ales între un loc turistic și unul mai puțin turistic, clar a doua variantă. Exact. Este pentru noi. A alergat soțul meu pe cea mai lungă plajă din Filipine, care este acolo. Da, Long Beach. Exact. A fost o experiență unică. Am alergat 10 km, plaja având 15 km, dar nu este în totalitate practicabilă pentru a putea alerga pe plajă. Mai sunt și roci și pietre la un moment dat, dar am alergat cam 7 km, să spunem, de-a lungul plajei. A fost foarte frumos. Și am mers în... Niște peisaje idilice în San Vicente, vă recomandăm
căldură, toată căldura din suflet, dacă ajungeți în Palawan să mergeți în San Vicente. Da. Și pe urmă am mers în Puerto Princesa, în capitala insulei, nu? Exact. Și acolo foarte drăguț orașul, ca să zic. N-am făcut tururi atunci, am avut probleme și cu cazarea. Da, am avut o cazare, n-am avut apă caldă, n-am avut electricitate, curentă, n-am avut Wi-Fi, se întrerupeau toate pe rând. Da, o apă curentă la câteva degeaba, ore, da, și am zis, băi, și apucasem să plătim cazarea 3 nopți, după care am stat doar o noapte, le-am spus situația, n-avem ce face, ne pare rău, noi avem nevoie ca și orice călător, orice turist, orice om din lumea asta, de un minim de condiții, minim de confort, adică să ai o apă curentă măcar, să tragi apa la toaletă, să poți să faci un duș, să aveam nevoie de laptop ca să încărcăm videourile, s-a întrerupt și electricitatea, au fost toate în aceea zi, toate contra noastră, să spunem, și am fost nevoiți să renunțăm la cazare, stând doar o noapte acolo, și am mers la altă locație. Da, am văzut un hotel aproape care a fost ok. La prima zi am pierdut-o cam așa, am căutat cazare. Exact. Și pe urmă am mai avut o zi în care am luat cina la niște localnici cu care ne-am împrietenit. Și după care am plecat spre această insulă Cebu și atunci a început nebunia. Prima oară am mers în Oslo. Am stat acolo 3 nopți. Am notat cu balenele rechin, am fost pe o insulică foarte frumoasă, Sumilon Island. Am stat în Oslo, pe urmă am mers în capitală pentru că... Nu, am mers în Badian. Am stat 3 nopți acolo. Ar fi de trebuit fapt să 2. Stăm 3 nopți. Aveam tot la fel cazare pe 3 nopți cumpărată. Ne-au dat afară din hotel. După 2 nopți ne-au dat afară din hotel, spunându-ne că hotelul se închide. Deja știam ceva vești și din Oslo, că am vrut să mai ne prelungim în Oslo și nu s-a mai putut. Mă rog, am mers în această localitate, cumpărând 3 nopți de cazare, stând doar 2, forțându-ne să plecăm către capitală, către Cebu City. Vedeam că se înrăutățește situația și am zis măcar să ajungem în capitală, să putem să ne prelungim viza și să stăm calmi, liniștiți aici pe insulă, vedem ce se întâmplă mai departe. Da, și ne-am prelungit viza, după care am ajuns aici, în Melbourne, în această locație, și iată, avem o lună. O lună s-a făcut pe 23 de când suntem în Melbourne. Avem o lună și 3 zile aici și mai vom continua. Da. Din păcate sau din fericire, nu știm. Da. Din asta păcate spunem că suntem prinși aici, din fericire putem spune că aici în Melbourne este situația puțin mai relaxată. Cred că e cel mai bun loc în care puteam face carantină. Ați văzut că încă mai putem filma, chiar dacă puțin pe ascuns, să spunem că mergem la ocean, încă nu este voie. Am observat că mulți din urmăritorii noștri tot îmi sugerează să merg la pescuit pe barcă cu un localnic. Momentan nu se poate această situație. Noi tot încercăm să forțăm și pe Darius, proprietarul, și pe cunoștințele de pe aici, localnici care ne-am prietenit cu ei, dar momentan nu se poate pentru că este acest lockdown, aceste interdicții și de-abia ei se duc la pescuit, dar fără absolut niciun turist. Ideea este că dacă îl prinde pe barcă sau chiar dacă nu-l prinde, poate să spună între ghilimele ceilalți localnici, domne, a fost X cu turistul, o să fie jale. Pentru noi nu știu dacă foarte tare, dar pentru acel localnic, pentru că au spus că vor să sisteze, să taie efectiv în această perioadă grea de lockdown orice activitate turistică și să nu încurajeze aceste activități, că până la urmă e o activitate turistică pentru mine. Exact, ești turist, nu? Da. Suntem prinși aici de o lună și un pic în Melbourne. Hai să vorbim puțin despre ce ne-am propus de despre fapt. Ce ne-am propus de fapt. Diferențele între Bali și Filipine. Exact. Să începem cu cazările. Ne-am și notat aici câteva chestii ca să știm să atingem punctele. Exact. Și în primul rând vreau să vă spunem că în Bali cazările sunt mai ieftine și mai bune. Adică sunt camerele mai mari. Majoritatea au balcon, locație, da. Exact, da. Și diferența
de preț, nu știu, poate nu să fie... este foarte, foarte mare, dar în Bali primești mult mai mult decât primești aici, da, pe aceiași bani. Transport. În Bali noi ne-am deplasat cu mare parte cu scooterul, în Bali și în, și în Lombok. Am și în Nusa Penida. Și în Nusa Penida. Am închiriat acolo un scooter și am ajuns la prețul de 18 lei pe zi, cam așa. În Filipine nu am închiriat scooter, dar prețul ar fi fost de 30-45 de lei pe zi. Adică nu mi se pare mult mai mult comparativ cu Bali. Cel puțin dublu, exact. Da, și cred că sunt și în Bali, nici măcar nu ne-au cerut pașaportul la închiriere, nu ne-au cerut, n-au întrebat de permis și aici ne-a spus unul dintre băieții care sunt cazați aici că obligatoriu trebuie să lași pașaportul și să arăți originalul permisului de conducere, astfel nu închiriază nimeni scuterul. Să lași pașaportul pe toată perioada închirierii scuterului. Dacă stai, închiriezi scuterul o lună de zile ține pașaportul, ceea ce nu prea este în regulă. Poți să facă o copie din punctul meu de vedere. Da, da, așa ne-a spus, el a renunțat la scuter când a venit aici, pentru că nu a fost dispus să lase pașaportul. Ok. Transportul public în Bali nu există, adică spre deosebire de Filipine, unde te poți deplasa foarte ușor cu autobuzele publice între orașe, și există și varianta de jeepney, care e varianta locală în interiorul statelor, orașelor, și foarte ieftin, adică mi-am notat eu aici că, de exemplu, pe un drum de 100 de kilometri între orașe am plătit cam 17 lei de persoană, iar o călătorie cu jeepney-ul de 7-8 km, 1,50 lei de persoană, adică o nimica toată. Foarte, foarte convenabil, da. Vreau să mai spun și de Grab, că este foarte scump în Bali. Ah, okay. Când am ajuns în aeroport, pe aeroportul din Bali, am vrut să ajungem cu un Grab la hotel și ne-a cerut dublu față de taxiul cu care am ajuns, adică mi-am plătit pe taxiul taxi public, da, din Bali. Am plătit pe taxi 90, undeva la 90 de lei și Grab-ul ne costa vreo 180 de lei. De împasat din aeroport până în Ubud. Și pe urmă n-am mai încercat să achiziționăm pentru că scuterul a fost varianta mult mai simplă. Și vreau să vă spun și de drumuri, acum dacă tot e vorba de transport, că drumurile sunt foarte bune în Bali și inclusiv Nusa Penida și Lombok. Exact. În schimb, în Filipine sunt mai proaste și mult praf pe drumuri. Da, aici infrastructura lasă de dorit. Da, da. În schimb, compensează foarte tare cu peisajele. Da. Așa, spune tu de internet atunci, pe o diferență uriașă. Păi da, am avut în fiecare lună petrecută în Bali, am avut o lună de zile cartela de internet. Am dat pe ea 10 euro, achiziționând-o din aeroport, 11 giga de internet, mergea binișor, adică mult mai bine decât în Filipine. Iar în Filipine, când am ajuns, ne-am luat tot la fel o cartelă de internet, tot pentru o lună de zile, de la 10 Glo? giga, deci un giga mai puțin, dar am dat 24. În care? Păi ce să zicem, mâncarea de bază în ambele țări este orezul. Cu o diferență uriașă, pentru mine mi se pare. În sensul că în Bali mâncărurile sunt cu fried rice, este un orez prăjit cu diverse condimente și usturoi, iar în Filipine este un orez fiert pur și simplu. Cum spuneam, în Bali am avut câteva zile când nu mai puteam mânca orez, pentru că fiind atât de consistent, pur și simplu nu mai suportam mirosul. În schimb, în Filipine mâncam în fiecare zi și n-am avut nicio problemă. Chiar și de două ori pe zi mâncăm de multe ori. Fiind atât de simplu, nu, pur și simplu, chiar e bun. Este înlocuitor de pâine și cu asta am spus tot. Aici se mănâncă orez cu alte mâncăruri. Da. Și mâncarea mi s-a părut, adică este mai ieftină în Filipine decât în Bali, mâncarea gătită... Mâncarea de la locali, de la locali. Adică mâncam în Bali cu minimum, cred că 18 lei, am mâncat amândoi. Exact. Iar în Filipine cea mai ieftină masă a fost 7 lei pentru două persoane. Diferența mi se pare uriașă. Da, și în Bali, în cele mai multe locuri se gătește pui, mai puțin porc, cu toate că am găsit și specialitatea lor, babi buling, am încercat odată, în Ubud eram. Exact. În Filipine se mănâncă mult porc, mult, mult porc. Orez și porc în Filipine și pe urmă restul mâncărurilor și alte... Și se găsește și pui, se găsește mult pește în Filipine și vită, mai puțin oaie. Oaie nu se găsește absolut. Da, avem
pur și simplu noroc cu peștele aici și cu fructele de mare, sunt senzaționale și ce gusturi și arome au, total diferite de ce am încercat până acum. Fructele sunt foarte scumpe aici. Da, asta vreau să zic, de fructe se găsesc foarte multe fructe și aici în Bali, dar aici sunt foarte scumpe, mult mai scumpe decât în Bali. Exact. Și un pic diferite, că aici găsești mango galben și mango ananas. Mango galben, ananas mai mult, avem fructul lor tradițional guayabano, foarte bun. Da. Iar în Bali se găsești mult papaya, dragon fruit și mangustin. Mangustin, da. Asta banane la prețuri accesibile în da, aici Bali. Sunt scumpe. Aici sunt scumpe. Bananele sunt undeva la 7-8 lei kilogramul. Mango galben 8 lei, 10 lei kilogramul. Extrem de scumpe, nu înțelegem de ce, dar probabil unde este această insulă foarte îndepărtată. Da, asta o știam dinainte să venim, mi s-a spus că sunt foarte scumpe. Ne-am asumat situația. Și vreau să vă mai spun de cafea, că în Bali cafeaua este extraordinar de bună, iar aici este foarte proastă. Adică aici toată cafeaua aici este cafea. Instant. Nu există cafea, cuvântul cafea. Am căutat prin supermarket să găsim o cafea clasică, să facem noi la Ebrin, dar nu există așa ceva, toate este de tip cafea instant. Da, mai bem din când în când, că ne e poftă. Mai bem o dată la 3-4 zile o cafeluță, dar da. Nu ne face plăcere, dar abia așteptăm să ne reîntoarcem cândva în Bali să, așa vrem, da, să, mai să bem cafeaua lor balineză, că este senzațională. Da, acolo era o plăcere dimineața asta, așteptam de la micul dejun cafeaua. Am notat aici puțin și legat de siguranță. Și nu am avut niciun fel de incident din punctul ăsta de vedere, nu mi s-a nici furat în Bali, nimic. Nici în Filipine. Da, absolut, nici măcar în hoteluri unde am lăsat lucruri la vedere, am lăsat ceasuri, bijuterii, nici banii nu i-am ascuns, ca să zic așa, și nu neapărat în safe-uri, deci pur și simplu în cameră și n-am avut niciun fel de incident. În schimb, în Filipine am văzut gratii la geamuri, la geamurile caselor și la magazinele. În special magazinele localnicilor, da, acele buticuri micuțe. Și am găsit și prin San Vicente, cred că erau afișe cu teroriști căutați. Da, nu știm exact ce fel de teroriști erau propriu zis. Ce... Dar știm de zona Mindanao, unde sunt grupări teroriste. Adică dacă erau atât de periculoși. Cu aceste grupări și acolo oricum nu ai voie ca și turist. Oricum scriau că în unele afișe scriau că sunt căutați pentru crimă chiar, da, și da, pentru da. Mai multe chestii. Dar, așa, mă rog. Având în vedere toate astea, Filipine n-ar părea o stare foarte sigură. Noi n-am pățit absolut nimic. Nu știu ce să zic. Da, nu, este sigură. Este minunată. Veniți aici nimic, că da. E senzație. Așa, ce să vă spuneam? Am notat eu aici curățenie. În primul rând, în Filipine e o problemă cu sistemul de canalizare, în sensul că nu prea există și cel puțin în Palawan, acolo este. Da, este o țară subdezvoltată și trebuie luată ca atare. Da, adică deșeurile se revarsă direct în ocean. Am întâlnit în Palawan localnici care nu aveau canalizare și se spăleau pur și simplu în spatele casei. Asta este bine situația, da. În Bali nu am văzut asta, bănuiesc că e mai bine pus la punct. Probabil că da. Probabil că da. Așa. Unele cazări, atât în Bali cât și în Filipine, unele cazări au apă caldă, altele nu. Adică e destul de posibil să găsești cazări fără apă caldă. Dacă e atât de important, ar trebui să verifici. Da, noi, de exemplu, am stat în Lombok, Bali și Nusa Penida fără apă caldă, da. Dar neavând nevoie. Iar aici am stat în Palawan și în El Nido. San Vicente aveam apă caldă? Da, nu mai știu, în fine, da. am avut locații fără apă caldă, dar pentru nu este... a fost o problemă asta, nu este nevoie. Călduță. Exact, da. Fiind foarte cald afară și noaptea 26-27 de grade, efectiv nu ai nevoie de apă caldă. Da, e chiar bine pentru piele. Da. Și păr. Da, și ce am sesizat eu acum, nu știu dacă sunt un pic absurdă, dar referitor la veselă, la restaurantele localnicilor în care mâncam, mi se pare că este mult mai curat în Filipine. Deci aici, la toate localurile, vasele arată impecabil, oricât de sărăcăcios ar fi localul, există apă curentă. În schimb, în Bali și la restaurantele unde mâncam și la cazările la care am stat... Le spălau în spate niște ligiane. Pe lângă asta, farfuriile se spălau doar pe partea cu mâncarea, deci pe exterior. Și am intrat în bucătării și în Ubud, în bucătăriile gazdelor și aici. Și
Diferența mi se pare uriașă, cu toate că așteptările ar fi înclinat spre Bali. Dar nu e așa. Deci în Filipine chiar m-a surprins. Inclusiv în Manila. Da. Da, și... Care e multă mizerie. Oamenii sunt primitori și au zâmbetul pe buze, atât în ca Bali, toți asiaticii de altfel. Exact, da, cât și în Filipine. Dar totuși diferiți. Mi s-a părut în Bali că oamenii sunt muncesc foarte mult, sunt amabili, exact. Foarte amabili, dar cumva umil și nu știu cum încearcă să zic. Să facă pe plac turiștilor. Exact. Da. Să nu-i supere cu efectiv nimic, cu absolut nimic, să nu iasă din cuvânt, să nu facă, să nu... Da, adică tot timpul când vorbești cu ei îți mulțumesc și cred că umil este cuvântul. Prea umil, din punctul nostru de vedere. În schimb, în Filipine lumea nu se obosește așa cu munca, nici femei, nici bărbați, adică totul este mai relaxat. Aici este într-adevăr viața de insulă. Mi se par mult mai relaxați filipinezii și nu dau impresia că se schimbă pentru tine ca turist. Nici de cum. Adică percepția noastră a fost că, băi, ești la mine în țară, dacă îți place așa bine, dacă nu ești liber să pleci. Deci exact, ei se bucură foarte mult de ceea ce au și nu e totul atât de turistic. Adică... De aceea am și vrut să facem acest video, să facem aceste diferențe cu, din punctul nostru de vedere, cu un plus pentru Filipine, pentru că aici lucrurile nu decurg ca în alte părți. Aici este viața reală, efectivă. Copiii îi vezi jucându-se la baie, în ocean, bucurându-se de viață. Nu vă ghipuiți ce am făcut noi înainte să filmăm acest video, că eu am jucat ping-pong și Maria a jucat fotbal cu copiii. Un puști, da. Un puști de 3 ani. Și pe urmă am început să se aude cu apă și nu știți cum acea copilărie și se bucureau, da. Pe care o aveam noi acum 30 de ani, ceva de genul, mai mult. E senzațional. În schimb, în Bali mi s-a părut puțin și copiii foarte educați, foarte umili, învățați de mici să fie umili. Să nu deranjeze exact. Cumva, nu știu. Aici este mult mai chill, mai relax, mai simt viața mai altfel. Aici toată lumea cântă, face karaoke. Nu vă închipuiți ce bucurie simțeam când eram în Oslo și aveam terasă afară, aproape de ieșirea din curte și vis-a-vis de noi era o benzinărie și în fiecare zi... Am stat la etajul 2. Da, în fiecare zi erau angajații benzineriei la 6 dimineața. La 6 dimineața cu muzica la maxim, cântau și dansau când alimentau scuterele sau mașinile. Deci și noi ieșeam pe terasa camerei și ne uitam la ei și de multe ori dansau, ne făceam cu mâna. Da, ne cunoșteau și ei acolo, eram chiar vizavi. Deci e o bucurie reală să trăiești aici în Filipine, cu toate că e țara grea, e încercată, are infrastructură proastă, și multe neajunsuri. Nivelul de trai al localnicilor este mai scăzut decât în Bali, chiar dacă categoric, nici nu mă duc bine. Categoric. Dar aici nu vin foarte mulți turiști cum vin în Bali, clar. Exact asta este impresia, că Bali e pregătit pentru turiști, inclusiv în comportamentul oamenilor se vede asta. Filipine nu este Filipine pregătit. Probabil, se pare că nu dă mare preț probabil asta, că prin Borasai ceva de gen. Chiar apropo de Borasai, o să vă lăsăm link-ul în descriere, că mai este un român, acum ne-am adus aminte, mai este un român care este și el prins în carantină, în Borasai, Lorenzo, a Ioanei se numește, salut Lorenzo. O să vă punem link-ul lui, are și el un canal de YouTube foarte fain, foarte frumos, am văzut acolo pe canalul lui și pe el. White Beach, aproape goală, ceea ce n-aș fi crezut. Da, din Borasai, unde e o nebunie, am văzut niște filmări, noi când ne-am făcut planurile pentru Filipine, din start, atunci era acea nebunie, am exclus Borasai din start, pentru că am văzut ce nebunie acolo și am zis, frate, unde mă duc, la Mamaia, la noi? Și uite că el a avut noroc și a văzut altfel Borasai. Da, te salutăm, Lorenzo, pe această cale. Da. Așa, ce am mai notat eu aici? Da, am scris că nu sunt insistenți nici în Bali, nici în Filipine. Adică nu sunt insistenți ca, de exemplu, în India ori în Maroc, care a fost. Dacă le zici nu mulțumesc, e ok, te lasă în pace. Da. Așa, și mai avem concluziile. Concluziile și să încheiem, că ne-am lungit puțin, ca de altfel, ne place să vorbim.
și să vorbim despre călătorii. Am omis ceva aici, mi-am notat la oamenii din Filipine, am aflat că de ziua de Paște am stat de vorbă cu gazdele noastre. Am discutat de vorbă cu localnicii și intrând puțin cu ei, detașându-se puțin, au băut un pahar de bere și au început să ne povestească mai multe. Și ce credeți că am aflat? Cred în fantome. Da, le-au spus că aici, în, cum se cheamă, Osmena Peak, pe vârful dealurilor, în vârful munților, sunt, cum se cheamă alea? De-astea care zboară. Cum a zis. Da, în fine. Fantome de-astea, pe mătură, între ghilimele, care fac urât noaptea. Reîncarnează și da. Posedă oamenii, ceva de genul. I-am înțeles că sunt oameni care, unii dintre ei, nu prea au ieșit din Filipine și e greu. Și ei cred în asta, da. Foarte bine, asta e credința lor. Noi ne-am spus părerea că nu credem în așa ceva. Am curaj să merg și la 2 dimineața pe acel munte. Da, n-am pățit. Chiar dacă mă voi speria, probabil, niște sunete de urși, de lup, de ce o fi pe aici, dar fantome nu sunt. Dar ei cred, adică cu mâna pe inimă jură că așa se întâmplă. Da. Și nu am spus nimic, vreau să spun acum, de religie, că în Bali sunt, mare parte din ei sunt de religie hindusă, iar în Filipine sunt romano-catolici. Cu excepția celor din sud, din zonele de conflict, unde sunt musulmani, de care spuneam, dar 90 ceva sunt romano-catolici. Ok. Și ce să mai zicem la final acum? Costurile. Zicem de costuri? Da. Vrei să mai adaugi ceva? Zic pe urmă, am făcut noi un calcul, știi că avem și videouri separate, dar am extras cumva din acele costuri sumele pe care le-am cheltuit în interiorul țării. Adică excluzând biletele de avion. Am pus doar ce am cheltuit în Bali, în interior, și ce am cheltuit în Filipine, interior, și cu zborurile interne în Filipine. Și am cheltuit, ne-a costat o lună în Bali, în care am călătorit întreaga lună, amândoi am plătit 1020 de euro cu absolut tot, iar în Filipine, în o lună de zile, dintre care două am vizitat și două am fost aici în două săptămâni, am plătit 1370 de euro. Da, în Filipine, incluzând și zborurile interne, am avut trei zboruri. Câte? Trei sau două? Două. Ne-am deplasat cu Manila, avion. Palawan, da. Palawan, Cebu, două zboruri. Deci, pe total, Filipine este mai scump decât în Bali, dar... Este și mai grea accesibilă, dar exact. Este extrem de frumos. Bali, cum am spus, este mai turistică, este mai ușor de parcurs pentru turiști, drumurile sunt bune, turiștii sunt localnicii sunt pregătiți pentru a primi turiști. Exact. În Filipine e mai greu, e mai sărac, transportul e mai prost, distanțele mai mari între insule. Ne-a plăcut foarte mult în Bali și vrem să revenim. Adică dacă mă gândesc la Bali acum, mă gândesc la temple, orezării și tradiții. Acel feeling de acolo, exact. Acea spiritualitate care aici nu se regăsește. Total diferit. Când mă gândesc la Filipine, îmi vine minte plaje spectaculoase, palmieri, lume veselă, copii care se bucură de copilărie. Cum îmi place mie să spun, viață de insulă. Deci dacă vreodată v-ați gândit la o viață liniștită, cu lume veselă, cu palmieri și un loc în care parcă timpul nu trece, clar, Filipine este ea acela. Exact. Dar... Și sunt acele peisaje, probabil, care ți le aduce aminte tot restul vieții, îți rămân inserate în memorie. Da, natura este senzațională aici. Am avut drumuri extraordinare de mers cu autobuzul, când pur și simplu nu te săturai să mergi să vezi pe geam. Deci depinde. Acum fiecare destinație este diferită, depinde ce vrei să vezi. Dacă ești un turist mai comod, îți recomandăm să mergi prima oară în Bali. Dacă ești mai aventuros, Filipina să ți se pară senzațională. Dar ambele sunt de văzut, total diferite. Dacă ești mai comod și vrei să vii totuși în Filipine, trebuie să stai la cazări mai bune, la resorturi. Trebuie să fii pregătit din punct de vedere financiar, vanuri, da, se poate circula și cu vanuri. Adică să fii pregătit să cheltui mai mult. Noi am cheltuit 1300 pe low budget. Totuși. Dar, sincer, să fiu, n-aș schimba. Dacă aș mai veni odată, la fel aș călători. Am stat atât de mult printre localnici și așa am cunoscut. Tocmai cântă un localnic în spate acum, știu că s-a
vine pe un drum pe aici și se auzea cântând. Da, am început să dau drumul la petrece, să știți, chiar dacă e carantină, mai auzi așa cu okay. O oră de muzică. Una peste alta, Bali versus Filipine, ne-a plăcut ambele, dar cu un plus din punctul nostru de vedere pentru Filipine, clar. Dacă aș avea de ales să merg doar într-una dintre ele, aș alege cu mâna pe inimă Filipine, cu toate că e mai dificilă. Dar vreau să revenim și în Bali. Avem și acolo multe de văzut. Așa, și în încheiere vrem să vă mulțumim tuturor care ne susține și sunteți alături de noi. Am primit în ultima perioadă comentarii foarte frumoase și este foarte important și pentru noi. Și în ultimul rând vrem să mulțumim și celor care au ales să facă, să ne susțină, au făcut donații. Cu siguranță, efectiv. Da, mulțumim. Vrem și să lor, le mulțumim pe această cale. Sperăm să vă oferim videouri interesante în continuare, în măsura în care putem să facem asta, da, în carantină. Trebuie să ne înțelegeți că este o situație grea și pentru noi și totuși încercăm să filmăm, să facem lucrurile altfel. Cu asta am încheiat aici. Toate cele bune, dragilor. Sper să fie un video interesant. O să fie mai lung, dar asta este. O să fie mai lung. Sper să fie de folos pentru a vă face planurile după ce like se termină. Like și subscribe la canalul nostru de YouTube și ne vedem cu alte videouri. La revedere! Vă pupăm. Toate cele bune!